FC Botoșani a renunțat în această iarnă la încă un jucător. După despărțirea de Paul Batin, moldovenii au renunțat și la serviciile lui Andrei Cordoș. Fundașul a ajuns la un acord cu gruparea botoșeneană pentru ca încheierea colaborării să se facă pe calea amiabilă, deși contractul său expira în luna iunie. Adus în vară la Botoșani de fostul antrenor Leo Grozavu, Andrei Cordoș nu a reușit să se impună în prima echipă a moldovenilor, titularii postului de stoper fiind Florin Plămadă și Mihail Îngădeu. În vârstă de 27 de ani, Andrei Cordoș a mai activat în carieră la formațiile Universitatea Cluj, ASEA Târgu Mureș, Dinamo București sau Pandurii Târgu Jiu.